Politehnica Iași va aborda viitorul sezon cu un nou antrenor principal, Costel Enache, și cu un lot de jucători schimbat aproape în totalitate. Printre fotbaliștii aduși să facă parte din noul proiect sunt și doi suceveni. Primul dintre aceștia este fundașul central Florin Plămadă. În vârstă de 29 de ani, acesta a bifat peste 80 de prezențe în Liga 1, dar și două selecții la Naționala de Tineret a României, iar în ultimul sezon a fost legitimat la FC Botoșani. Cel de-al doilea sucevean ajuns în această vară în Copou este mijlocașul în vârstă de 29 de ani, Tiberiu Serediuc. Acesta a început fotbalul la Cetatea Suceava, iar apoi a mai jucat pentru școala de fotbal Gică Popescu, Jiul Petroșani, CS Otopeni, Concordia Chiajna, FC Botoșani, FC Hermannstadt și AS Rodos din Grecia. Politehnica Iași a disputat miercuri pe stadionul din Copou cel de-al cincilea meci de pregătire din această vară. Elevii lui Costel Enache au învins cu 2-1 pe Știința Miroslava, Serediuc a fost titular, iar Florin Plămadă a fost trimis pe teren în repriza secundă.